Permiteți-mi să citesc din nou primele 6 versete din Isaia 63. În această dimineață ne vom uita doar la aceste prime 6 versete și cu ajutorul Domnului vom privi la restul capitolului în această dupămasă. Primele 6 versete din Isaia 53. Cine este acesta care vine din Edom? 63. Isaia 63. Cine este acesta care vine din Edom, care vine cu hainele roșii din Boțra? Cine este acesta înveșmântat atât de frumos, pășind atât de plin de putere? Eu sunt cel ce vorbește cu dreptate și care am putere să mântuiesc. De ce sunt hainele roșii și veșmintele care unuia care calcă în tiasc? Eu singur am călcat în tiasc, iar dintre popoare n-a fost nimeni cu mine. Le-am călcat în mânia mea, le-am călcat în picioare în furia mea. Sângele lor mi-a stropit hainele, astfel că pe toate mi le-am pătat. Căci ziua răzbunării era în inima mea și anul răscumpărării mele sosiseră. M-am uitat și nu era nimeni să mă ajute. Am fost uimit căci nu era nimeni să mă sprijine. Prin urmare, puterea mea mi-a adus izbândă și mânia mea m-a sprijinit. Am călcat în picioare popoarele în mânia mea, le-am îmbătat în furia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Amin. Acest tablou în primele 6 versete din capitolul 63 din Isaia este un tablou traumatic, un tablou sângeros, un tablou dureros și un tablou atât de necesar pentru biserica din ziua de astăzi. Pentru biserica care a uitat cine este Dumnezeu. Un tablou atât de necesar pentru noi, care uităm cu cine stăm de vorbă. În fața cui am venit în această dimineață să ne închinăm. Și credem că Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, este doar un mielușel. Este doar o victimă care merge să moară pe cruce pentru noi. Este un tată iubitor care niciodată n-ar ridica glasul la nimeni și niciodată n-ar supăra pe nimeni. Un bătrân care nu are discernământul ca să vadă ce se petrece în jurul lui și nu are puterea ca să facă ceva atunci când îl deranjează ceea ce se petrece în jurul lui. Este nevoie ca să privim în această dimineață la acest tablou groaznic a Dumnezeului și Mântuitorului nostru și să ne înspăimântăm cu cine avem de a face, să ne dăm seama că nu putem păși în prezența lui Dumnezeu de parcă ar fi pur și simplu o altă persoană cu care avem de a face, o altă persoană cu care interacționăm. Este necesar să fim conștienți cine este Dumnezeul nostru. Pentru că am devenit inconștienți, stăm în prezența divinității care ar trebui ca și în trecut să-l facă pe om să cadă la pământ. Cei care au mers ca să-l prindă pe Domnul nostru Iisus Hristos, gărzile acelea romane la un singur cuvânt a Mântuitorului nostru au picat toți pe spate. Și toți cei care au fost luați pentru o clipă doar și parțial doar în prezența lui Dumnezeu au picat cu fața la pământ. Și au tremurat de frică pentru că s-au văzut oameni păcătoși în prezența unui Dumnezeu sfânt. Isaia, când s-a arătat sfințenia lui Dumnezeu, s-a văzut un om necurat, cu buze necurate, în mijlocul unui popor necurat. Dar noi am devenit inconștienți. Suntem ca și copiii mici, care nu știu să vadă lucrurile pentru ceea ce sunt. O familie s-a dus la grădina zoologică. Copiii au vrut foarte mult să meargă la grădina zoologică și până la urmă părinții au cedat. Că așa suntem noi părinții, până la urmă cedăm. Și-au luat copiii de mână și au mers la grădina zoologică și acolo erau tot felul de animale și tot felul de diverse lucruri la care să uite copiii și unul se uita în dreapta și altul se uita în stânga și mama se ducea în dreapta cu unul și tata în stânga cu celălalt și cel mai mic a rămas singur la un moment dat și a văzut în depărtare un leu. Evident, într-o cușcă. Dar el fiind micuț a mers la gratii și a putut să se strecoare printre gratii și a intrat în cușca leului. Și s-a așezat lângă leu și s-a uitat la el și leul s-a uitat la copil. Și n-a trecut decât o clipă, că așa se întâmplă, nu? Când ne pierdem copiii prin mall sau undeva, ne-am întors o clipă și după aceea ne dăm seama instant. Unde este Daniel?
Ivi. Și mama și tata repede și-au întors privirea și l-au văzut pe copil acolo lângă acea fiară. S-au înspăimântat. Mama a vrut să strige și tata i-a pus mâna peste gură pentru că și-a dat seama că dacă strige să sperie leu, poate și mănâncă copilul pentru că este leu. Și leu asta face. Și repede a venit paznicii și unul mai curajos a intrat și a scos copilul afară și a dus la mama și la tata și l-a luat în brațe și mama și tata tremurau de frică și strângeau pe copil de-a poartă, nu mai putea să sufle și copilul nu înțelegea ce s-a petrecut. De ce m-ați luat de lângă pisicuță? Am văzut o pisicuță și era așa de frumoasă și voi m-ați luat de lângă pisicuță. Pentru că copilul era inconștient de gravitatea în care se afla, de pericolul în care se afla, de puterea leului. Pentru el era doar o pisicuță. O de câte ori nu suntem și noi, ca și acel copil mergând la grădina zoologică, numai că noi mergem la biserică. Și intrăm în biserică și ne așezăm jos și privim la leul lui Iuda, la mielul glorios, la Dumnezeul atotputernic și spunem ce pisicuță frumoasă. Ce ginga și ce frumos și ce blând. Și cu siguranță n-ar putea să facă nimic la nimeni. Și uităm că el este un leu. Uităm că el este un foc mistuitor. Uităm că dacă stăm în prezența lui, într-un fel nepotrivit, riscăm să fim nimiciți. Suntem inconștienți cu cine avem de-a face. Exact aceasta se petrece într-un fel aici. Isaia caută să conștientizeze pe poporul său cine este Dumnezeul lor. Dumnezeu promite izbăvirea lor, Dumnezeu promite mântuirea lor, dar din nou și din nou poporul pune sub semnul întrebării. Din nou și din nou poporul nu se încrede în Dumnezeu și nu crede că el ar putea cu adevărat să-i mântuie din necazul lor, din mâna dușmanilor lor. Și de aceea, din nou și din nou, poporul cade în păcat și în idolatrie pentru că uită cine este Dumnezeul lor. Uită că El este un Dumnezeu care întotdeauna își ține toate promisiunile, uită că este un Dumnezeu care are toată puterea și uită că este un Dumnezeu care pedepsește păcatul și nimicește păcătoșii. Ca să înțelegem ceea ce vrea Isaia să ne transmită prin acest tablou, prin această viziune a acestui Dumnezeu groaznic, care ar trebui să înspăimânte pe orice om, trebuie ca să înțelegem contextul în care ne aflăm. Și înainte, ca să răspundem la întrebarea pusă de Isaia, cine este acesta, vrem să vedem cine este acesta, trebuie ca să înțelegem cine este Edom și Boțra. Pentru că contextul contează. Avem aici două locații. Avem pe Isaia, care se află în cetatea lui Dumnezeu, se află în Ierusalim și avem Edomul și Boțra. Edomul a fost o țară în sudul Israelului și Boțra era capitala acestei țări. Era orașul care era capitala țării. Edomul era un dușman vechi al poporului Israel. Cel mai vechi și cel mai înrăit dușman al poporului Israel. De fapt, această dușmănie între poporul Israel și Boțra merge înapoi la istoria între Esau și Iacov. Doi frați, două națiuni. Și știm acea istorie, dar dacă mergem și ne uităm în Geneza 25, vedem acolo nașterea acestei națiuni care urma ca să fie dușmanul poporului Israel. Capitolul 25, versetul 30 ne spune în felul următor. Și Esau a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Edom care înseamnă roșiatic. Vedem apoi ce se întâmplă, puteți să citiți acasă, nu vreau să epuizez timpul, dar vedem că după ce se întâmplă acel episod între ei, după ce binecuvântarea este dat la unul și nu la celălalt, dușmânia aceasta pornește între ei, între doi frați și apoi între două națiuni. În Geneza 27, cu versetul 41, ni se spune în felul următor. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa, zilele de bocet pentru tatăl meu sunt
aproape, dar apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. De aici este punctul incipient, de aici este pornirea acestei dușmănii, care a pornit ca o dușmănie între doi frați și acum este o dușmănie între două națiuni, care a mers din generație în generație. Așa că noi trebuie să înțelegem cine este Edomul și cine este Boțra și ce reprezintă această țară și această cetate. Edomul ura Israelul așa de mult încât a devenit un simbol de ură împotriva poporului Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Edomul este dușmanul Israelului. Acum nu știu dacă vreodată ați avut un dușman. Cineva care să vă urască așa de mult încât nu vrea nimic altceva, sau cel puțin să vă spună că n-ar vrea nimic mai mult decât să vă nimicească. Eu am mai pățit lucruri de genul, probabil că e și datorită felului meu de a fi. Odată i-am spus la un om că nu este născut din nou. Și în momentul acela s-a înfuriat foarte tare și a zis: tu ești cel mai mare dușman al meu și eu vreau să te distrug. Dar nu este un lucru frumos, plăcut, ca să ai un dușman, să ai cineva care îți vrea rău. Cu atât mai mult, n-ar fi frumos să ai un dușman care este o națiune întreagă, care este un popor întreg. Și să stai tot timpul pe zidurile cetății tale, în orașul tău, și să știi că oricând ar putea să vină dușmani. Să știi că oamenii aceia sunt în casele lor, sunt acolo la familiile lor, dar ei în adâncul inimilor te urăsc și de-abia așteaptă să-ți facă rău. De-abia așteaptă să te nimicească. Acesta era Edomul față de Israel. Oameni care urau poporul lui Dumnezeu, care urau această cetate, urau această națiune și vroiau ca să o nimicească. Echivalentul modern vis-a-vis de poporul Israel, probabil că ar fi dacă vorbim despre Hitler. Vorbim despre Hitler și ceea ce s-a întâmplat cu Holocaustul nazist, invocă sentimente groaznice instant în inimile noastre. Înțelegem că vorbim despre răutate pură. Despre răutate pură, despre dorința de a nimici un alt popor din niciun alt motiv pentru că îi urăști, decât pentru că îi urăști. Și realizăm că aceasta este antiteza ceea ce înseamnă a fi un om temător de Dumnezeu. Înțelegem că oamenii aceștia nu sunt doar dușmanii poporului Israel, oamenii aceștia reprezintă dușmanii lui Dumnezeu. Edomul reprezintă antagonistul suprem, dușman al lui Dumnezeu și al poporului Israel. Pentru Isaia, Edomul este mai mult decât o țară și Boțra mai mult decât un oraș sau o cetate. Ci simbolic, da, simbolic reprezintă ceva. Reprezintă dușmânia cu Dumnezeu. Reprezintă oameni care urăsc pe Dumnezeu și urăsc copiii lui Dumnezeu. Lumea, până la urmă, se împarte în două mari tabere, în două națiuni, în două cetăți. Augustin și-a închipuit că lumea este împărțită în două mari cetăți, cetatea lui Dumnezeu și cetatea lumii. Două cetăți diametral opuse. Cetatea lumii vrea ca să cucerească cetatea lui Dumnezeu. Fiii lumii vor ca să omoare pe Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea este, tu din care cetate faci parte? Tu unde te afli în această dimineață? Pentru că vom vedea imediat care este finalul celor care fac parte din nația aceasta care este în dușmănie cu Dumnezeu și care este finalul celor care se află în zidurile cetății, înconjurați de zidurile cetății lui Dumnezeu. Cine este acesta? Cine este acesta care vine din Edom cu hainele sale pătate în roșu? Isaia vorbește din perspectiva unui străjer. Isaia trebuia ca să fie un străjer în mijlocul poporului său, cum trebuia să fie fiecare profet, cum ar trebui ca să fie, fiecare păstor în ziua de astăzi. Păstorii zilelor noastre ar trebui să fie oamenii care se cațără sus pe zidul cetății și strigă către oameni: întoarceți-vă la Dumnezeu. Pentru că afară este nimicirea, pentru că afară este scrâșnitul dinților, pentru că afară este focul care va arde veșnic. Și adăpost este doar aici, în mijlocul cetății lui Dumnezeu. În Isaia 62, cu 6, dacă întoarceți doar câteva pagini în spate, vedem că el avea această menire.
Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc. Nu putem să ne oprim din această misiune de a chema pe oameni să-L vadă pe Dumnezeu așa cum este. De a chema să-și vadă păcatul și condamnarea sub care se află, de a chema ca să vadă că Dumnezeu este victorios și că Dumnezeu va judeca lumea aceasta. Isaia, privind de pe zidurile cetății lui Dumnezeu, la nebunia, la nesiguranța și la pericolul acestei lumi, el veghează pe zidurile cetății ca și un străjer, sperând că va veni izbăvirea care a promis-o Dumnezeu. Iar dintr-o dată, în timp ce el privește în adânc, dintr-o dată, undeva departe, vede un om care se apropie de porțile cetății. Cine este el? Cine este acest om singuratic care se apropie de cetatea lui Dumnezeu? Și de ce sunt hainele sale pătate sau stropite cu roșu? Explicațiile ar fi multe și probabil că în mintea oricărui om care ar vedea această scenă ar trece tot felul de explicații prin mintea lui. Poate că este pur și simplu un om care vine de la muncă. Poate a fost și a zugrăvit o casă. Poate este un om, un fermier, care vine de la a face vin. Procesul de a face vin atunci era unul murdar. Trebuia ca să te descalți și să intri acolo în teas și să zdrobești strugurii și stropeau și după erai murdar. Și poate asta se întâmplă. Și Isaia își închipuie. Cine este acest om? Și ce face el apropiindu-se de zidurile cetății în felul acesta? Dar cu cât omul se apropie mai mult și mai mult și Isaia poate să-l vadă mai clar și mai clar, este evident că nu e pătat cu vin, ci cu sânge. Că omul nu vine de la face vin, ci vine de la război. Și este din cap până în picioare pătat cu sângele dușmanilor. Când pune întrebarea Isaia pentru a doua oară în acest text, este clar acum pentru el, pentru că vede mai bine și ceea ce vede îl face să se minuneze. El spune, cine este acesta îmbrăcat atât de frumos? Mai înainte el era pătat. Mai înainte era ceva straniu, dar acum când s-a apropiat și îl vede mai clar și înțelege mai mult din ceea ce s-a petrecut, el este îmbrăcat atât de frumos și pășind atât de plin de putere. Este clar că omul acesta nu este un fermier, întorcându-se de la a stoarce strugurii pentru a face vin, ci este un războinic care se întoarce de la război, victorios și încununat cu sângele dușmanilor săi. Se vede pe hainele lui, se vede pe mâinile lui, se vede pe fața lui dovada că a fost victorios. Și anume sângele dușmanilor. Dar unde este armata? Unde sunt voivozii? Unde sunt soldații? Cu ce forță a biruit el toți dușmanii? Cu ce forță a biruit el această cetate care războiește împotriva lui Dumnezeu? Și răspunsul este singur. El singur a mers la război și el singur a venit victorios. Și el singur este încununat cu sângele dușmanilor. Observați că Isaia nu-l vede doar plin de putere, dar și îmbrăcat atât de frumos. Dar din nou ne întrebăm, cum poate fi îmbrăcat atât de frumos dacă hainele sale sunt pătate? Dacă hainele sale, care ar trebui să fie albe, sunt acum roșii? Dragul meu, când dușmanii caută să-ți ia viața, zi și noapte doar asta vor, zi și noapte te atacă, zi și noapte atacă cetatea ta, când ești în pericol de moarte constant, nu există veșmânt mai frumos decât sângele dușmanilor. Ca să știi că în sfârșit ești în siguranță. Și Isaia vede această victorie, vede această nimicire a celor care sunt dușmanii Israelului, a celor care sunt dușmanii copiilor lui Dumnezeu, a celor care caută cu orice preț să nimicească cetatea lui Dumnezeu și este frumos. Este cel mai frumos lucru care l-ar putea vedea. Victoria promisă a venit. Dușmanii au fost nimiciți. Ce priveliște deosebită să îți vezi ispăvirea pășind spre tine.
Nu o promisiune a izbăvirii, nu o potențială izbăvire, ci izbăvirea realizată înaintea ochilor tăi. Toți dușmanii, orice pericol, nimicit. Străjerii nu mai trebuie să stea pe zid. Soldații nu mai trebuie să stea înarmați. Porțile cetății nu mai trebuie închise, pentru că nu mai sunt pericole. Pentru că nu mai sunt dușmani. Orice ar putea atenta pacea și liniștea și bucuria din mijlocul cetății lui Dumnezeu, acum a fost nimicit. De acesta a acoperit în sânge. Și a făcut-o fără armată și fără nici măcar să obosească. Câtă putere și câtă slavă, cât de îngrozitoare și teribilă este gloria acestui voinic, acestui împărat care a nimicit toți dușmanii. Isaia primește în aceste 6 versete o vedenie a Domnului nostru Iisus Hristos, a Mântuitorului nostru. Apostolul Ioan a privit o vedenie similară în cartea Apocalipsa. Dacă deschideți cu mine la Apocalipsa capitolul 6, la versetul 15, la versetul capitolul 19, pardon, de la versetul 11 la 16. Apocalipsa 19 de la 11 la 16. Ioan vede o viziune, un tablou, o vedenie similară cu ceea ce i s-a prezentat lui Isaia. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stă pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știa, decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Ne ducem cu gândul la Ioan capitolul 1. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Instant suntem transpuși în Isaia 63. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. În Apocalipsa 6, la 15, la 16, priviți cât de teribilă este răzbunarea acestui mântuitor, acestui miel al lui Dumnezeu. Versetul 15 și 16. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii sloboți s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Dragul meu, de ce te temi tu în această viață? Am văzut în mesajele anterioare că Isaia ne arată că toți ne aflăm în bezna și întunericului fricii. La toți ne este frică de ceva, ne este groază de ceva, ne este teamă că mâine se va întâmpla acel lucru care ne va dărâma. De ce te temi tu în această viață? Toți avem temeri și la toți ne este frică că ceva groaznic ne va cuprinde. Dar Dumnezeu ne spune în această dimineață că trebuie să ne temem nu de aceste lucruri, nu de ceea ce se poate întâmpla în această viață, nu de ceea ce se poate întâmpla mâine, că ne-am putea pierde serviciu sau sănătatea sau altceva, că ar trebui să ne temem mai mult decât orice de ceea ce este cu adevărat îngrozitor. De aceea este cu adevărat îngrozitor. Isaia spune în Isaia capitolul 8, versetul 12 și 13, Dumnezeu prin Isaia, nu numiți uneltirile tot ce numește poporul acesta uneltire. Și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. În schimb, sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Nu vă temeți de cel care poate nimici trupul, ci temeți-vă de cel care poate nimici și sufletul. Nu vă temeți de ceea ce se poate întâmpla în această viață și temeți-vă de ceea ce se va întâmpla dincolo de această viață. Nu vă temeți că ar putea să vă pierdeți slujba sau averia sau casa. Temeți-vă că ați putea să vă pierdeți sufletul. Nu vă temeți că ați putea fi judecați de oameni. Temeți-vă de certitudinea că veți fi judecat de Dumnezeu. Dragul meu, ți-e teamă
de suferința lumii acesteia. Sau ți teamă de uneltirea altora împotriva ta, sau ți teamă de un necaz care se poate întâmpla, sau ți teamă de boală, sau ți teamă că vei fi părăsit. Ți teamă de toate aceste lucruri pentru că nu știi ce este cu adevărat înfricoșitor, nu știi ce este demn de temut. Pentru că până nu ai privit la judecata care o aduce Dumnezeu, până nu ai privit cum într-o zi va zdrobi sub picioarele sale toate neamurile, toți dușmanii săi, pământul acesta va fi inundat de un nou potop, de un potop de sânge. Iar toți cei ce nu se află înăuntrul Sfintei Cetăți vor fi victime a răzbunării mielului. Toți ce nu fac parte din poporul lui Dumnezeu vor fi nimiciți. Dragul meu, de aceasta ar trebui să te tem. Când acest personaj misterios se apropie, Isaia este cuprins în egală măsură de elație și de spaimă, de bucurie și de frică. Versul 2 ne spune: de ce sunt hainele roșii și veșmintele ca ale unuia care calcă în teasc? Isaia știe deja că nu aceasta s-a întâmplat. Tocmai am văzut că îl numește puternic, îl arată ca și unul care vine cu putere și care este frumos îmbrăcat, deși vede că este pătat. Dar acum Isaia cere o explicație. De ce ești așa? Ce s-a întâmplat? Și acum din versetul 3 vorbește acest personaj: eu singur am călcat în teasc, iar dintre popoare n-a fost nimeni cu mine. Le-am călcat în mânia mea, le-am călcat în picioare în furia mea, sângele lor mi-a stropit hainele, astfel că pe toate mi le-am pătat. Căci ziua răzbunării era în inima mea și anul răscumpărării mele sosise. M-am uitat și nu era nimeni să mă ajute. Am fost uimit căci nu era nimeni să mă sprijine. Prin urmare, puterea mea mi-a dus izbândă și mânia mea m-a sprijinit. Am călcat în picioare popoare în mânia mea și le-am îmbătat în furia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Priviți în aceste versete frumusețea și grozăvia mielului divin. Frumusețea și grozăvia Mântuitorului, frumusețea și grozăvia Dumnezeului nostru. Pe de o parte, El este Cel care salvează. El este Cel care mântuie. El spune: eu sunt Cel ce vorbesc cu dreptate și care am puterea să mântui. Și ce veste bună este asta pentru noi. Pentru cei care sunt înrobiți, pentru cei care sunt asupriți, pentru cei care zi și noapte ne aflăm în pericol de moarte, El poate să mântuie, El are această putere. Se spune că El vine cu un an de răscumpărare. Anul de răscumpărare a sosit. Dragul meu, trebuie să înțelegi că întâi de toate El, Hristos, Domnul nostru, Mielul Divin, este un mântuitor. El este un răscumpărător. Ioan 3:17 ni se spune că Dumnezeu într-adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dar Isaia ne-a mai dat și el acest mesaj. Când ne-a prezentat o viziune a Mântuitorului, a Mielului, în Isaia 53 și atunci plină de sânge. Dar în Isaia 53 ni se prezintă același personaj care îl vedem aici, dar acum el este plin, atunci el este plin de sângele lui. Acum el este plin de sângele neamurilor, în Isaia 53 este sângele lui cu care este pătat, este sângele lui care este vărsat. Isaia 53 ne prezintă același miel, același personaj, dar zdrobit și străpuns și chinuit, însângerat cu propriul lui sânge. Versetul 10 din Isaia 53 ne spune, versetul 10 și 11, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Pentru că prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Aceste versete, citiți acasă din nou Isaia 53, este mielul cel care sângerează.
Și o face bucuros pentru că știe că prin jertfa lui, prin sângerarea lui, prin sângele lui, mulți oameni vor fi justificați. Mulți oameni vor fi luat dintr-o stare de vinovăție și pus într-o stare de îndreptățire. Și ca tare, el de bună voie își varsă sângele. Se lasă înjunghiat și batjocorit. Și dus chiar până la moarte. Dar în același timp, trebuie să știi că el este judecătorul. Trebuie să știi că nu doar anul de îndurare a fost vestit, ci și ziua răzbunării era în inima lui. Și că toți cei care au fost dușmani al lui Dumnezeu vor trebui ca să treacă prin această zi a răzbunării. A doua oară când mielul vine, nu va mai fi pătat în sângele lui, ci în sângele celor ce l-au scuipat și l-au batjocorit și în sângele celor care sunt dușmanii lui Dumnezeu, dragul meu, în sângele tău. Dacă n-ai fost mântuit prin sângele care s-a jertfit și s-a dat la cruce. Trebuie să știi două lucruri despre acest miel. În primul rând, trebuie să știi că mânia mielului este dreaptă, este desăvârșită, este justificată. Adică eu și cu tine merităm această judecată. Datorită păcatului nostru, noi suntem dușmani al lui Dumnezeu. Suntem infractori. Am încălcat legea divină și suntem condamnați la moarte. El nu este rău sau neiubitor pentru că cere sângele nostru, el este drept și bun. Așa că în acea zi a judecății, a răzbunării, dacă sângele tău va curge pentru că nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, pentru că ai rămas un dușman al lui Dumnezeu, nu se va face altceva decât dreptate. În al doilea rând, trebuie să știi că astăzi ți se oferă mângâiere și nu mânie. Că astăzi ți se dă har și nu justiție. Iertare și nu condamnare. Dragul meu, astăzi poarta cetății lui Dumnezeu este deschisă prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru ca toți cei ce se încred în El și se pocăiesc de păcatele lor să intre și să găsească adăpost. De ce vrei să rămâi încă afară? De ce vrei să stai acolo afară unde este pericolul și unde vine judecata? Poate ți-e teamă. Poate ți este frică. Dragul meu, teme-te de Dumnezeu. Teme-te de ce este demn de toată groaza, de cel care va revărsa mânia judecății sale drepte peste acest pământ, pe cel care va aduce potopul sângeros în ziua lui de răzbunare. Nu te teme de lumea aceasta, de ce vor zice oamenii, de care ar fi consecințele, ci teme-te de Dumnezeu. Cine este acesta? Este el un mântuitor sau un judecător? Este el un miel sau un leu? Totul depinde de perspectiva ta. El este în același timp mielul care a fost jertfit pentru răscumpărarea unui popor. Dar se va întoarce leul care va sfâșia toți dușmanii săi. Depinde dacă te afli în cetatea lui Dumnezeu, protejat de zidurile cetății, protejat de neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos, dacă te afli sub protecția leului sau te afli în afara zidurilor unde va fi răzbunarea. Întrebarea în această dimineață nu este doar cine este acesta, întrebarea este cine este el pentru tine. Rețineți copilul din exemplu de la începutul mesajului. Părinții au fost prinși de frică pentru că au știut că un copilaș n-are ce cota lângă un leu. Leul este periculos. Leul este puternic. Și repede s-au grăbit ca copilul să fie luat de acolo. Dar știți cine poate sta lângă un leu fără niciun pic de frică? Puii de leu. Copiii leului. Când te uiți la un leu cu puișorii lui, aproape că ai zice că cum ești tu cu copilul tău. Se joacă, se trag de urechi. N-are niciun pic de teamă. Întrebarea nu este cine este acesta, miel sau leu, el este ambele. Întrebarea este cine este el pentru tine. Dacă pentru tine el este mielul care s-a jertfit ca să-ți ierte păcatele, la care ai venit cu credință și pocăință, atunci da, el este leu în continuare. Dar el nu este un leu care te va înghiți, care te va nimici, ci el este leul care te va proteja. El este leul care asigură victoria. El este leul care nimicește toți dușmanii, încât cetatea lui Dumnezeu să fie sigură pentru veșnicie.
Așa că, dragul meu, în această dimineață, te provoc să răspunzi în inima ta la această întrebare. Cine este acesta pentru mine? Și să-L vezi așa cum este El, măreț și îngrozitor, mântuitor și judecător. Și să spui toată credința și toată nădejdea în El. Amin.